Salut! Vreau să spun puțin despre masă musculară. Este destul de greu să pui masă musculară, adică consider că este un pic mai greu să pui masă musculară decât să slăbești. Dar totuși, orice lucru este posibil. Ca să pui masă musculară, ai nevoie să epuizezi mușchiul. Cum poți să faci acest lucru? De obicei, un exercițiu are aproximativ 4 repetări, 4 serii, a câte, să zic așa, 12, 10, 8, 6 repetări. Așa trebuie să-l gândești. Adică crești dificultatea, crești kilogramele cu care realizezi repetările, dar scazi numărul de repetări ca să poți să ajungi la epuizarea mușchiului. Iar în ultima serie, cea de-a patra serie, cum spuneam, o faci, spre exemplu, să zic, cu 20 de kilograme, 6 repetări, dar după aceea refaci seriile anterioare. Adică vei face din nou 8 repetări cu o greutate mai mică, după aceea 10 repetări cu o greutate și mai mică și după aceea 12 repetări cu o greutate și mai mică, până ajungi la epuizarea mușchiului. Atenție, epuizare înseamnă că poți să duci, nu faci ruptură musculară sau nu te mai poți mișca de acolo. Hai,